Bună, dragi mămici, pentru că acest clip este în special pentru mămici sau viitoare mămici. Astăzi am revenit cu un clip în care vreau să vă povestesc puțin despre evoluția lui Lukas în ultima perioadă de timp, adică ultimul clip l-am făcut despre primele luni de viață și acum să vorbesc în special despre perioada 3-6 luni. De fapt, am așteptat până acum pentru că am vrut să vă povestesc puțin și despre diversificarea lui, ca să nu fac un clip special, să vă povestesc și despre diversificare, somn și alte chestii. În prezent, Lukas are 7 luni, am plinit pe 30, 7 luni, așa că vă pot povesti despre întreaga lui evoluție din luna a 6-a. Așa, și cu ce să începem? Să începem, deci în special o să vorbesc despre luna a 6-a, cum a fost el în luna a 6-a, cum am început cu diversificarea, programul de somn și așa mai departe. În legătură cu mâncarea, acum mănâncă de 4 ori pe zi lăptic și o dată sau de 2 ori mâncărică, acum la 6 luni, și seara câteodată bea lapte în timpul nopții, câteodată nu, depinde de zi. Deci, în principiu, îi dau niște fructe la ora 10-11 și masa de prânz 2-3. Pentru că așa se merge cu somnul lui. Deci, trebuie să-i dăm în funcție de cum doarme, cum se trezește. Da. Se trezește dimineața pe la vreo 9 și apoi doarme peste 2 ore, 2 ore, 2 ore jumate și apoi... se mai joacă încă vreo 3 ore și ei doarme iar. Și apoi somnul de... Seara doarme în principiu de la 7 până câteodată am noroc și doarme până la 6 dimineața, dar câteodată se mai trezește și la 3 să mănânce. Nu e bătut în cuie, sunt sări în care doarme, sunt săptămâni în care doarme aproape în fiecare noapte, toată noaptea, dar sunt și săptămâni în care se trezește noaptea să mai mănânce. Încă nu are un orar fix noaptea, încă nu am scăpat de tot, adică îl mai alăptesc câteodată noaptea. Sper ca în curând să scăpăm de acest obicei, pentru că el de fapt ar trebui să doarmă 10 ore noaptea fără să se trezească, așa spun doctorii, dar mai așteptăm pentru că și nu au făcut la fel, au mai mâncat în timpul nopții. În privința hăinuțelor, poartă 6, 9 sau chiar de 9 luni, are 68 de centimetri, dar unele hăinuțe nu-i vin pentru că e un pic mai grăsuț și chiar unele badiuri de 9 luni nu-i vin, nu știu de ce. E grăsuț, e dolofănel, dar ronței săracul de nu mai știu ce cu el. Deci, cam asta. Cum a început cu diversificarea? Deci el a fost alăptat și pentru că a fost alăptat exclusiv până la 6 luni, nu am început diversificarea la 4 luni, cum se începe cu cei alimentați artificial. Am început la 6 luni. La 6 luni am început cu piureuri de legume și când am văzut că mănâncă legumele foarte, foarte bine, am introdus și fructele. Se începe cu legume pentru a nu se obișnui cu gustul dulce al fructelor și apoi să refuze legumele. De aceea l-am obișnuit foarte, foarte bine cu legumele și apoi i-am dat și fructe liniștit. Ce am mâncat până în prezent? Am început cu morcov, pătrunjel, fenicul, avocado i-am dat, cartof dulce, praz, tot felul de... Încă nu i-am dat brocoli, săptămâna asta vreau să-i dau brocoli, dar cum ne-a sfătuit doctorița și cum se face în Belgia, iar în România știu că nu se face așa, dar așa facem noi aici. Am început cu morcov, 3 sferturi morcov și 1 sfert cartof și câteva picături de ulei. Eu am un aparat Avent și pun morcovul și cartofiorii tăiate bucățele, le las la vapor și când se fac întorc aparatul și le mixez cu puțin ulei de măsline. E foarte bun uleiul de măsline pentru ei și e necesar să-i dați o linguriță în fiecare zi. Așa, deci am început cu morcov cu cartofiori, după aia i-am dat și fenicul și pătrunjel și toate astea, și dovlecel, și dovleac, portocaliu, și dovlecel, zucchini, și... deci în prezent are 7 luni și a gustat, îi las 3 zile, dau 3 zile morcov, 3 zile, așa am început eu, așa fac eu, așa am fost sfătuită. Deci 3 zile morcov, apoi 3 zile dovlecel, 3 zile dovleac, 3 zile cartof dulce, 3 zile și așa s-au obișnuit cu ele. Și când am văzut că începe să mănânce foarte bine, am început să-i dau măr, pară, iar apoi am început să pun câte un pic de banană în măr și în pară. Apoi am făcut avocado cu foarte puțină banană sau avocado cu freze, portocale, caisă și ce am mai găsit pe aici. Acum nu e sezon de fructe, așa că nu i-am dat foarte multe. Și mango i-am dat puțin, foarte puțin, în combinație cu măr și cu pară. Da, cam acestea în privința diversificării. Dacă începeam la 4 luni, deja ar fi trebuit să aibă și cărnița, și oul, dar gălbenușul de lou, dar deocamdată suntem la stadiul de legume. Probabil la 7 luni și jumate o să băgăm și cărnița, dar nu e absolut nicio grabă. Deci cam asta în privința alimentației. El bea apă, pentru că atunci când începe diversificarea e foarte bine să hidratezi copilul și cu apă. El bea apă din această sticluță de la Nubi. Îi place, bea foarte, foarte bine din ea. Când doarme, și doar când doarme sau când iese afară și știm că o să adoarmă, folosește suzeta. Avem suzeta de la Avent, aceasta îi place. Am schimbat-o oare pe cea de 6 luni acum. Până acum am avut-o pe cea de... de 0 luni și acum am schimbat-o cu cea de 6 luni. La 6 luni am schimbat-o. Da, dar numai când doarme și nu ține nici când doarme foarte mult, doar când adoarme, pentru că doarme singur, dar cred că o să scăpăm în curând de ea. Ca ronțăială îi mai dau rânțe din această nebunie, nu știu cum se numește în română. Pun fructe întregi în ea, banană, avocado, mandarine îi place. Le pun înăuntru, închid această, o închid, pun fructe, închid, sau morcov fiert sau orice vreau eu, o închid și dau frumos să ronțăie și iese direct pasat, nu există riscul să se nece, poate să guste și să mănânce orice cu acest recipient, nu trebuie să stai în continuu cu ochii după el ca și cum îi da o bucată de o coajă de pâine sau altceva. Da, deci acestea sunt chestiile care le folosesc pentru el și văd că acum aceasta este o jucărie de la Tommy, o chestie pentru dinți, pentru calmarea gingiilor, se bagă în guriță ca o suzetă de fapt și se ronțe de el, văd că o ronță e așa, abia i-am dat-o, cam așa e, Noah n-a vrut-o deloc. Cam așa se ține și se ronțăie, dar el văd că îi place să o ronțăie așa. Deci calmează gingile cu ea și e foarte bună și foarte ieftină. 3 euro, au costat 2 bucăți sau 4 euro, ceva de genul. Da, deci am vorbit despre mâncare, evoluție. Deci, la 3 luni a început să dea cu mânuțele în jucăriile de la covoraș, pun pe covoraș cu jucării deasupra și a început să dea cu mânuțele, să zâmbească la noi, să gângurească și așa mai departe. La 6 luni a zis deja primul mama. La 5 luni și un pic am început să-l punem în funduleț sprijinit cu pernuțe, iar la 6 luni a stat în funduleț. Și acum încă mai punem pernuțe împrejurul lui în caz că mai cade, că nu mai cade câteodată, nu stă chiar fără să cadă deloc, dar stă bine și câteodată se mai tinde după Noah, după jucării și mai cade. În rest, de rostogoli nu se rostogolește, stă pe burtică, ridică capul asta de la 3 luni, se joacă cu jucările foarte bine, le ține foarte bine, le plimbă dintr-o mână în alta, asta e foarte important să știe să facă deja de la 5 luni. Da, dar cred că de un pic mai devreme ai știut, da, mami. Se învârte în această nebunie și sare pe ea, îi place foarte mult să sară. Da, pentru că este un aparat care jos are o planșă și poți să sari pe ea, nu e premergător. Și aceasta se învârte, ea toate jucările la rând și se joacă cu ele. Deci a zis mama, tata încă nu a zis. Așa, relația cu Noah, e toată ziua cu ochii după el, se înțeleg foarte bine, Noah îi dă mereu jucării când le scapă, Noah e foarte drăgăstos cu el, îl mângâie, se joacă cu el și el e mereu cu ochii după Noah. Mereu, mereu, se înțeleg foarte bine și mă bucur. Ce vreau să mai spun, gingiile, îl dor foarte tare gingiile, foarte, foarte tare și am găsit niște picături bio pentru el, un gel bio pentru el fără conservanți, fără paraben, fără lidocaină, pentru că majoritatea au parabeni, da, și îl dau cu acel gel și se calmează foarte repede și în rest îi dau diferite jucării să se joace. Și apoi, după ce vă arăt și jucările lui preferate din această lună, din această perioadă, o să vă povestesc puțin despre somnul lui, adică m-am povestit la început. Da, sunt un pic, când filmez cu copii, sunt un pic mai aeriană. Bine, de obicei sunt aeriană. Da, adorme singur, îl pun singur în pătuț. Pot să-mi aduc și mie picăturile bio să le arăt. Da, l-am rugat să aducă picăturile, gelul pentru gingii să le și vedeți că am uitat să le iau. Da, adorme singur, l-am învățat să adormă singur, îl pun în pătuț, îi pun muzică deasupra pătuțului, are o mașinărie. Adorme singur foarte fain, de 2 ori pe zi. De 2 ori pe zi doarme, dimineață, v-am spus, dimineața se trezește la 9, apoi doarme pe la vreo 11, doarme cam 2 ore, o oră jumătate, depinde de zile, apoi mai stă vreo 3 ore și iară doarme. De fiecare dată îl pun în pătuț frumos, adorme singur, seara îl pun în pătuț după ce își face băiță sau după ce mănâncă și așa mai departe și adorme singur, n-a dormit niciodată la sân ca Noah și l-am învățat să adormă singur foarte bine și o să fac un clip în care să vă povestesc exact pașii pe care am urmat și cum l-am învățat să adormă singur, pentru că face chestia asta doar de la 5 luni, până atunci a fost legănat într-un landou și așa adormea. Da, deci doarme singur, e super, super fain, vă spun, e o bucurie să vezi copilul adormând singur, să-l pui în pătuț și să-l vezi cum adorme. Cu Noah nu s-a întâmplat așa, el adormea mereu la sân și era dependent de mine, asta până pe la vreo 11 luni, da. Acestea sunt picăturile bio, gelul bio pentru gingii, e de la Prana Rom Science, numai cu plante și ingrediente bio, cam așa arată, se dozează foarte fain, un mic dozator aici, de 2 ori pe zi se dă. Se masează gingia foarte bine și el stă așa, stă cu gura deschisă, se masează gingia. La Noah nu s-a întâmplat așa ceva. Da, deci acestea sunt picăturile. Și deci adorme singur și o să vă spun cum l-am învățat. Și acum o să vă arăt câteva din jucările preferate. La 3 luni a știut să prind această jucărie în mână și s-a jucat foarte mult cu ea. E foarte ușor de prins și o recomand cu mare drag, pentru că bebelușul pune degetele în ea și se joacă foarte, foarte ușor cu ea. La 3 luni. Apoi... Pe la vreo 4 luni a iubit-o foarte mult pe Sofie și are o Sofie mare. Am o Sofie mare care a fost a lui Noah și pe care a ronțăit-o foarte, foarte mult. De la 4 luni a început să o ronțăie și e din cauciuc natural și o recomand chiar dacă este mai scumpă, e din cauciuc natural, nu are substanțe toxice și aceasta e super ok, are ingrediente ok. E formată, nu are produse toxice în ea, e recomandată pentru copii și aceasta la fel. Și a primit de la nașul lui și o Sofie mai mică, pe care o iubește foarte mult și pe o ronță e de la 4 luni, o ronță e de mamă. Deci calmează gingile și cu ea. Așa, deci astea sunt la 4 luni. Pe la 5 luni am început să-i dau jucării un pic mai tari, deci acestea sunt moi, să nu se joace. Când a început să fie mai ok cu mâinile, să nu-și mai dea cu mânuțele în cap și așa, am început să-i dau jucării mai tari, cheițe să le ronțăie, mașinuță de acest gen, jucării așa, o mai ronțăie și pe aceasta e pentru dinți. Îi plac și acestea plușate care au... fac gălăgiile, ronțe și pe ele, mare și așa, gen de jucărie care îi place, și acest ursuleț cu biluțe. Da, și la 6 luni și eu am început să-i dau, 5 luni jumate am început să-i dau această jucărie, este un pic mai percoasă că este foarte tare, deci eu recomand de la 6 luni, de la 6 luni e ok. Îi place și aceasta foarte mult, toată ziua se joacă cu ea, se întoarce. Deci el știe să se întoarcă, dar nu știe să se rostogolească încă. Da, se întoarce după ea, se joacă cu ea, îi place și aceasta foarte mult. Și mai are aici, mai are un biberon pe care îl ronțe în continuu, mai are acest cerculeț pentru dinți, e făcut special, îl ține și îl ronțăie. Mai are aici un cățel pe care îl ronțăie, na, tot felul de jucării. Mai are și de la Noah, mai are și primite de la verișor, mai are cumpărate și de noi și încă nu sunt toate jucării, avem în casă o grămadă. Da. Ia tu chestia asta și se calmează gingiile. E un pic cam ciudată. Nu, Geodotu, nu poftim, mă, nu fi supărat. Vai, acum la final, tu ce poftim? Nu, mami? Vai, ne-ai supărat, mami. Poftim, poftim, ia. Da. Și cam acesta a fost evoluția lui. Sper că am povestit tot ce trebuia să povestesc. Sper că n-am omis nimic și o să revin cu clipulețul în care vă povestesc cum am învățat să doarmă singur. Vă mulțumesc pentru atenție, vă pup și pe curând!